Dragii mei prieteni, sunt fericit din nou să vă spun bun venit la întâlnirea noastră. Deja ne-am obișnuit, primesc adesea mulțumiri din partea voastră, mesaje de apreciere. Nu așteptăm aceste mesaje ca să fim apreciați noi, vrem ca orice apreciere să fie îndreptată spre Dumnezeul nostru, însă suntem fericiți dacă putem să punem un bob de nisip înțelegerii și apropierii voastre de Dumnezeu. Mă bucur să fim împreună astăzi, împreună cu Adrian și Robert. Bun găsit, dragi mei. Plăcere. Plăcere. Să dezbatem această lecție, lecția numărul 7, lecții pentru ucenici. Avem două studii, lecții pentru ucenici. Nu cred că doar pentru ucenicii de atunci, că și noi ne considerăm ucenici Domnului Hristos. Începem lecția asta cu ceea ce ne sugerează textul, una din ideile din textul de introducere, și anume recomandarea Domnului Hristos că acela care vrea să-L urmeze pe El, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să-și ia crucea și să mă urmeze e expresia asta înțelesă diferit de mulți creștini. Și întâlnim astăzi două categorii de creștini. Unii poartă bijuterii sub formă de cruce, fie la gât, fie pe la degete și așa mai departe. O pun pe bordul mașinii sau în locuri bine așezate, de cinste, da, în cameră, ca și cum aceste practici le aduce binecuvântare și prezența lui Dumnezeu. Alții, vorbind de suferință, de necazuri, de problemele lor, spun, asta e crucea mea, trebuie să o port. De ce nu sunt suficiente astfel de abordări? La tot ceea ce spune Domnul Hristos, tendința noastră omenească este să o luăm pe calea mai scurtă. Păi, ce e mai ușor? Un lănțișor și o cruciuliță. Pot să mă comport de orice formă, pot să înjur de orice formă, pot să în trafic să mă comport de orice formă, dar dacă am crucea pusă pe bord, e calea cea mai ușoară. M-a lovit o boală, m-a lovit un accident, mi s-a schimbat stilul de viață. Și atunci vine tristețea, descurajarea, fatalismul. Asta e, n-am ce-i face. Mă resemnez. Mă resemnez, mulțumesc. Pe când vine Domnul Hristos și spune, eu vreau să imprim un nou stil de viață pentru tine. Asta e ideea. Un nou stil de viață. Învață de la mine. În fiecare zi, spune varianta lucană din Luca, capitolul 9. Și atunci, ușor este un lănțișor, ușor este o cruciuliță la bord, dar mai greu este să avem un stil pe care Hristos să ne-l dea și să-l ducem până la moarte sau până la revenirea Lui. Acum, un lucru trebuie să lăsăm clar. Dacă nu avem stilul de viață imprimat de Hristos în viața noastră, sigur, 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 nu ajungem unde? Nu ajungem în cer. Deci, scuză-mă. Pentru Moise, Hristos a imprimat un stil de viață. A fost diferit de stilul de viață pe care l-a imprimat lui Iosif? A fost diferit de stilul de viață pe care l-a imprimat lui Estera? A fost un stil de viață diferit de stilul pe care l-a imprimat lui Pavel? Desigur. Însă, toți au același numitor comun. Care? Au fost credincioși pe pământ lui Hristos și prin harul lui Iisus au viața veșnică? Asigurat. Asigurat. Mulțumesc, Robert. Am să îi provoc pe ascultătorii noștri la o chestiune super importantă cu privire la obiecte. Dragii mei, în al doilea templu reconstruit, nu există chivotul. Chivotul a fost ascuns de Ieremia și de bătrânii poporului atunci când Ierusalimul urma să fie distrus de Nabucodonosor, iar în al doilea templu nu există chivotul. Fără îndoială, templul funcționează, jertfele sunt aduse și mai mult decât Dumnezeu primește. Pentru că obiectele, dragii mei, obiectele sunt semnificative în măsura în care indică, manifestă o realitate superioară. Chivotul în el însuși e o ladă de lemn poleită cu aur
și cu Herodes. Ok. Dar acolo este unde se manifestă prezența lui Dumnezeu Shechina. Deci, obiectele sunt importante, da, în măsura în care întotdeauna te duc către Dumnezeu și către realitatea superioară a prezenței sale. Ce spuneți dumneavoastră de Crăciunița, de Borda? Astea sunt, cum să spun, cum a spus Robert, ne înșelăm singurul chestiunea aceasta. Și acum, zice, cine vrea, da, ăla care vrea să vină, ci că să vină după mine, să mă urmeze pe mine. Unde? O zi din viața lui Iisus era așa. Prima dată era la rugăciune, la consacrare, la acceptarea voinței lui Dumnezeu în viața lui și după aceea jos între oameni. Acolo trebuie să-L urmăm pe Hristos. Pentru că noi avem o idee distorsionată despre a urma pe Hristos. Scuzați. Noi trebuie să-L urmăm pe Hristos și în privința aceasta ne ajută foarte mult învățătura pe care avem în Spiritul Profetic, în care ne spune că noi nu trebuie să mergem neapărat în Israel. Eu am fost și mi-a plăcut mult lacul Galilei, dar restul, să vă spun sincer, nu prea m-a impresionat prea mult. Acum, nu trebuie să mergem acolo. Putem să mergem unde? La căpătuiul bolnavului, să ajutorăm pe aceia care sunt flămânți, pe aceia care sunt în situații dificile, acolo îl urmăm pe Hristos. Că despre obiecte, dragii mei, să nu cumva să facem din obiecte, da, obiecte de cult, să ne punem încrederea în ele, pentru că o facem spre nenorocirea noastră, să ne punem încrederea în Hristos. În lecția anterioară am văzut că Domnul Hristos a avut atitudini paradoxale, ciudate chiar, față de mulți, da, unii oameni pe care i-a abordat. Și de data aceasta, Marcu ne povestește o altă abordare paradoxală. Un orb este vindecat de Domnul Hristos în doi timpi. Îl scoate afară din sat, e primul lucru pe care îl face, îl scuipă în ochi, așa, mai popular. Așa zice și pe ochi. Mai popular. Da? Și după aceste două acțiuni, se pare că problema nu e rezolvată, că este întrebat, păi ce vezi? Păi nu văd prea bine, că îi văd pe oameni ca pe niște copaci. Și după aceea, timpul 3 este, uite-te, țintă. Și atunci omul vede. Acesta este tabloul. Acum vreau să vă întreb, ce credeți că a făcut diferența între timpul 1 și timpul 2? Între momentul în care a fost scot din sat și scuipat în ochi, și momentul în care s-a uitat țintă. Ce a făcut diferența? Ce credeți, azi un orb ar accepta să fie scuipat în ochi dacă îi s-ar promite vindecare? Păi eu cred că nu este importantă metoda pe care o folosește Domnul Hristos. Pentru că El este Dumnezeu și El ca Dumnezeu folosește orice metodă. Mai cunoaștem și alte cazuri în care Domnul Hristos l-a scuipat pe unul pe limbă sau i-a băgat degetul în ureche. Eu nu aș pune atât de mult greutatea pe aspectul ăsta. Eu aș pune accentul pe faptul că l-a scos din sat. Încă o dată, de ce îl scoate din sat? De ce îl scoate din biserică? De ce îl scoate din sinagogă? Pentru ca omul să rămână singur cu cine? Să rămână singur cu Mântuitorul. Și omul nu-L privește exact pe Domnul Hristos. Nu se uită țintă la Domnul Hristos. Și această vindecare care are loc în doi timpi îmi arată că atunci când eu cer de la Hristos o vindecare, dar vindecarea aceasta nu mi-L pune în centru pre-Hristos, adică nu aduce vindecarea păcatelor mele înainte de vindecarea infirmităților mele fizice, este o greșeală. Noi ca oameni ce ne dorim? Să avem același stil de viață, să avem același obiceiuri culinare, alimentare și să scăpăm de boala noastră. Pe când Evanghelia vine și îmi zice, tu când ceri vindecarea, trebuie să ajungi să te uiți ținte la cine? La Hristos. Pentru mine asta este marea lecție. L-a scos să stea cu Hristos, El nu se uită ținte la Hristos și atunci Hristos vine și zice, insist. Mai fac o dată gestul acesta. Nu pentru că nu aș putea să o fac din prima. O fac pentru tine. Insist. Și atunci el se uită la Hristos și spune, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile desfășurat. Mulțumesc, Robert. Scurt, pentru că nu vreau să repet, aceasta este ideea fundamentală. Să ne uităm țintă la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, că la Hristos. Așa spune, da? Evrei, capitolul 12, dacă nu mă înșel. Acum,
Hristos ce a făcut? A dat-o prima oară, așa, stai un pic, că am pus și n-am reușit, mai dau încă o dată. Iisus a vindecat printr-un cuvânt. I-a spus fiului slujbașului împărătesc, du-te, fiul tău trăiește. Nu? Deci el nu avea nevoie ca să facă mai multe încercări. Ideea este că, în momentul în care noi mergem la Hristos, noi suntem cu toții orbi. Și despre orbire, Biblia vorbește foarte mult. Suntem orbi. Și în momentul în care primim binecuvântarea lui Dumnezeu, noi începem să avem o percepție asupra realității. Dar este o percepție distorsionată, pentru că omul zice, orbul zice, i-am văzut și parcă erau niște oameni și parcă arătau ca niște copaci. De ce facem lucrul ăsta? Foarte bine a spus Robert. Pentru că în momentul în care noi venim la Hristos, îl privim pe El, într-o oarecare măsură, privim binecuvântările, iar atenția noastră este deviată spre alte aspecte, niciodată nu vom avea o percepție clară. Percepția clară asupra Evangheliei, asupra vieții și asupra mântuirii, o avem când privim țintă la Hristos. Și orbul, slăvit fie Dumnezeu, a făcut lucrul acesta să ne naște și pe noi, Dumnezeu, orbi, cum suntem, să avem aceeași experiență, să-L privim țintă și să trăim. Mulțumesc, Robert, mulțumesc, Adrian. Surprinde cu detalii mari cu un tablou în care Domnul Hristos își schimbă de data asta strategia cu cei 12 ucenici și acum le spune ceea ce nu le-a spus o perioadă lungă de timp, și anume că va merge la Ierusalim, că acolo va fi dat în mâna iudeilor, va fi răstignit, va muri și așa mai departe. A început să le spună și ceea ce îi așteaptă pe ei. Da? Cum credeți că ar fi reacționat Petru atunci, la început, când Domnul Hristos nu le-a destăinuit viitorul? Cum credeți că ar fi reacționat Petru atunci, la început, dacă Iisus i-ar fi destăinuit ce se va întâmpla cu el, da? Când Petru nu era pregătit să primească, această vedere? Și nu credeți că a fost prea dur Iisus cu replica când Petru îi spune: Doamne, ferească-te Dumnezeu să mergi la cruce, noi așteptăm altceva, noi așteptăm să te proclamăm împărat, să fim și noi pe lângă tine. Și Domnul îi spune: înapoi a mea, Satanu. N-a fost prea dur Domnul Hristos? Nu-i zice lui, îi zice lui Satana. Da. Dacă citești pasajul, așa înțelegi. Satana, că Isa... Satana, în Matei 4 și în Luca 4... N-a riscat Domnul Hristos să-l pierde pe Pietru? Iisus niciodată nu a considerat riscul. El a venit din ceruri cu riscul de a nu se mai întoarce niciodată. Deci nu este riscul ceea ce a motivat lucrarea Mântuitorului, ci a fost iubirea. Pentru că pe Iuda l-a pierdut. Scuză-mă, rog. Vreau să spun că în Matei 4 și în Luca 4, Satana vine și face o sugestie Domnului Hristos. De ce să te mai duci pe la cruce? De cât te pleci? Da, dau eu, adecuare. Îți dau scurtătura. Da, și atunci, sigur, când Petru folosește argumentația Satanei, Domnul Hristos zice: înapoi a mea. Bun? Un alt detaliu care apare în Marcu, capitolul 8, versetele 27, în continuare: nu mă interesează ceea ce cred alții despre Domnul Hristos. Domnul Hristos vine și zice: dar voi, dar tu, care este opinia personală, a ta personală, despre Domnul Hristos? Tu ești adventist, secolul 21, l-aștept pe Hristos. Una e ce crede pastorul tău, alta este ce crede prezbiterul de servici, alta este ce crede bunicul tău sau acea persoană pe care a admirat-o în biserică. Întrebarea este: ce? Ce crezi tu? Asta este un prim adevăr. Un al doilea adevăr este faptul că Domnul Hristos vine și le spune: uite, va trebui să pătimesc, să fiu tăgăduit, să fiu scuipat, să mor. Și lui Petru nu-i place adevărul ăsta. Sunt adevăruri în Biblie care nu ne plac? Da. Ce fac cu el? Rup foaia, șterg versetul ăla, sunt citate ale Elenei White în Mărturii pentru Comunitate sau eu ce știu, care nu ne plac? Da. Ce fac cu el? Sunt. Când se întâmplă asta, ar trebui să ne dăm seama că până nu rezolvăm problema asta, nu voi avea o înțelegere clară a lui Iisus. Deci problema nu este în Biblie. Problema este la mine.
De exemplu, îmi vine în minte Filipeni capitolul 4. Zice, blândețea voastră să fie cunoscută de toți, de toți oamenii. Domnul, păi eu zic să-l ștergem versetul ăsta din Biblie. Eu zic să-l ștergem. Dar tot Biblia vine și zice, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte. Păi trebuie să și asta. Vedem? Asta este problema noastră adventiștilor. Asta este problema adventismului din ziua de astăzi. Faptul că sunt adevăruri clare, simple, care nu ne caracterizează. Da. Bine, noi vorbim, punem degetul pe rană noi, că suntem, știți, dacă cei care ne ascultă și sunt în alte denominațiuni vor să se alăture de asta, dar asta este adevărul, știți? Și secolul 21 este periculos. Te las termin, Robert. Mulțumesc. Cum știu că merg lucrurile bine în viață? Cum știu că versetul ăla biblic care mă deranjează și a făcut efectul în viața mea? Cum știu că citatul ăla al Elenei White care m-a deranjat și a făcut efectul în viața mea? Spune Biblia, fiindcă tu te gândești nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Deci când versetul ăla își face efectul în viața mea, se schimbă optica, se schimbă ordinea priorităților și spune Pavel în Coloseni capitolul 4, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De pe pământ. Dacă ați înviat cu cine? Împreună cu Hristos. Împreună cu Hristos. Deci, eu vreau decât să, pentru că explicația a fost foarte bună, eu vreau să ne gândim puțin cât de ușor trecem de la extreme, nu așa, noi, trecem la extreme. Uitați ce spune Petru, versetul 29 zice, tu ești Hristos. Iar versetul 31, la două versete mai jos, zice, să te ferească Dumnezeu. La 32, le spunea aceste lucruri, Petru l-a deoparte ca să-i spună să-l mustre. Deci Petru trece de la tu ești Hristosul, la ai grijă să nu, adică se pune în două extreme. Dragii mei, cei care au strigat Osana duminică, Osana, Osana, știți ce strigau vineri? Răstignește. Aceeași. Biblia este uneori uimitoare văzând, mai bine spus, indicând cât de ușor este pentru noi să mergem la extreme. Să mergem dintr-o extremă în cealaltă extremă. Acum, evident, nu pot să numi extremă decât în sensul pozitiv, pentru că el spune aici, este ok, Doamne, Tu ești Hristosul. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu noi? Ce ne face pe noi să ne pierdem? Dacă Tu ești într-o experiență atât de minunată, încât spui, ești Hristosul, ce te face să ajungi diametral opus? Ce te face să strigi duminică Osana și la fel să strigi, ce te face? Când ai spus adevărul? Ce se întâmplă cu noi? Ai fost sincer atunci? Ai fost sincer acum? Ce se întâmplă cu noi? Se întâmplă, dragii mei, că imaginea noastră despre Hristos și despre lucrarea Lui este distorsionată. Și atât timp când nu privim la El, și atât timp când nu sunt dispus să spunem, Doamne, nu că nu-mi place textul ăsta, mă enervează textul ăsta, dar nu pot să-l suport. Atât timp când îi spunem, Doamne, în sinceritatea inimii mele îți spun, am nevoie ca Tu să transformi viața mea. Pentru că dacă nu vom face același lucru, și vă mai spun ceva, dragii mei, mie vine să râd, când frați în biserică mă întreabă despre persecuție, despre așa. Cine? Atenție mare. Cine vor fi agenții persecutori numărul 1 în timpurile finale? Spuneți, dragii mei. Aceia cu care am stat pe scaun, aceia cu care am luat paharul la Sfânta Cină și cu care am, cel puțin teoretic, între ghilimele, am împărtășit aceea credință, aceea speranță. Și acum întrebarea fundamentală pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru cei care ne ascultă. Eu? E posibil să fiu dintre aceia care am stat într-o extremă și am predicat și am predicat și am făcut lucrare pastorală, iar după aceea să fiu dintre aceia care voi vinde pe frații mei? Da. Este posibil dacă pocăința mea nu este autentică. Este posibil dacă mirada, ziceți în românește, vederea, privirea mea nu este îndreptată țintă către Hristos, ci este îndreptată către alte lucruri. Ne pare rău că timpul nu ne ajută să intrăm mai mult și să detaliem aceste... Nu, dar oftatul acesta este... Eu l-am luat așa ca pe o... E ok, e o provocare mare. Dar speranța prin Hristos este că El ne poate ajuta. Nu, oftatul meu este că nu avem timp mai mult. Ah, ok, e regulă. Oftatul meu este că nu avem timp mai mult. E regulă. Da. Haideți să urcăm pe munte, pe muntele schimbării la față, acolo unde Domnul Hristos urcă cu trei ucenici.
Petru, Iacob și Ioan, are loc schimbarea la față, vine Moise, vine Ilie acolo și Petru propune, hai să facem trei colibi. Cumva prin această propunere facem trei colibi, nu vedeți fixarea credinței lor, acum îl înțelegem pe Hristos, acum avem parte de o teofanie extraordinară, nu? E vorba de o cimentare a credinței lor, de a accepta drumul crucii, pentru că Moise și Ilie pentru asta erau acolo, ca să-L întărească pe Domnul Hristos pentru lucrarea pe care avea să o ducă până la capăt. Jos, la poalele muntelui, se întâmplă altceva. Nouă ucenici o dau în bară cu vindecarea. Încearcă să scoată demonul, nu reușește, da? Ce diferență vedeți între credința de sus de pe munte? Doamne, e extraordinar, facem trei colibi, nu, noi nu, dar doar voi, tu și Moise și Ilie rămâneți aici, că ne place. Deci o credință, da? Rămânerea în prezența lui Dumnezeu acolo și jos la poalele muntelui acel eșec de vindecare. Care e diferența? Tragedia creștinismului din secolul 21 și tragedia adventismului. Wow! Deci ascultați ce vă spun. Nenorocirea noastră este când noi rămânem pe munte. Studiem, ne rugăm și am rămas pe munte. Ne facem colibele. Și atât. Nu există, dragii mei, Spiritul Profetic spune, acela care doar se roagă va înceta să se roage sau rugăciunile lui se vor transforma într-o formă. Iar aceia care doar studiază se vor transforma în niște oameni care vor fi obsesionați. De ce? Pentru că ne lipsește partea care este la fel de esențială să coborâm după munte la oameni. Ce se întâmplă cu noi? Studiem și ne rugăm de când avem memorie, dar la oameni nu mergem. Și atunci eu îl cred, că era buimac, dormise, trăise din somn, a văzut pe Ilie, pe Moise, asemă săracul, a zis el o prostie, bine. Hristos îl corectează. Îi spune, nu, Petru, tu nu știi ce zici, hai să mergem jos. Ce se întâmplă jos? Hai să ne gândim acum că Hristos nu coboară. Hristos rămâne sus. Băi, Petru, rămânem aici. Și rămâne ei acolo. Ce se întâmplă cu restul? Ceilalți sunt pierduți. Oare n-au aceeași valoare în ochii lui Hristos? De aceea eu vă spun, dragii mei, și asta de la anvonul acesta, unde este un anvon, am predicat 4 ani de zile. Și vă spun în temere de Domnul, tragedia, nenorocirea și blestemul vieților noastre este că noi nu mergem la oameni, noi doar rămânem pe munte. Și rămasul pe munte este condamnare. De ce? Pentru că Hristos ne dă binecuvântări spirituale prin prezența Lui, pe care să le împărtășim cu aceia care sunt la poalele muntelui. Slavă lui Dumnezeu că El a coborât și a rezolvat problema aceea și toate celelalte, inclusiv mersul la cruce și mântuirea noastră pentru care vom fi recunoscători veșnicii. Mulțumesc, Adrian! Slavă lui Dumnezeu că Hristos are înțelegere față de Petru. După episodul ăsta, Petru, datorită iubirii lui Hristos, se transformă într-un apostol al iudeilor. Chiar dacă a spus cuvintele alea acolo sus. Este corect. Slavă lui Dumnezeu că Domnul Hristos privește cu îngăduință la tatăl copilului. Tatăl copilului spune-te, dacă poți, vezi. Ajută-ne! La care Domnul Hristos vine și zice, uite, mărește credința, uite-te fix la mine. Tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință. Slavă lui Dumnezeu că Domnul Hristos se uită la cei nouă și cei nouă aveau o mentalitate foarte greșită. Zice, noi că suntem în grup? 12. Că suntem aici? 3. Cine a plecat cu el sus pe munte? Tot aia de fiecare dată, nu? Ce a apărut? A apărut gelozie? A apărut invidie? Iar ele, noi, în Hristos Lumina Lumii, are un răspuns magnific. Spune că ăștia nouă, care fusese retrimiși de Domnul Hristos și au avut la un moment dat timp să stăpânească și avuseseră acest privilegiu, pentru că fuseseră neglijenți cu lucrarea lor, pierduseră această putere. Și atunci sunt puși în fața faptului împlinit. Vine tatăl, vine copilul și îi spune, ieși afară. Și Satana râde. Păi dacă eu ți-am dat invidia, dacă eu ți-am dat gelozia, dacă eu ți-am dat necredința, dacă eu ți-am dat neglijența, dacă eu ți-am dat nepăsarea, păi tu acum vii să-mi spui să ies afară din ăsta? Nu se poate așa ceva. Adică până acum m-ai slujit pe mine și acum vii să... Ăsta este adevărul. Și atunci,
Hristos vine și rezolvă și această situație. Care este lecția pentru noi? Zice Pavel în 1 Corinteni 15 cu 10. Prin harul lui Hristos sunt ceea ce sunt. Ceea ce sunt. Că dacă ar fi după noi, noi am trăit numai din lucrul acesta. Da, mergem din paradox în paradox. Da, e frumoasă Evanghelia după Marcu și e minunat cum Marcu surprinde aceste detalii. Mergem la o altă controversă. Este aceea în care Iisus iarăși se pare că forțează nota și folosește o strategie ciudată, sugerează ascultătorilor lui mutilarea și le spune: ca să intrați în împărăție, aveți nevoie să vă scoateți ochii, să vă tăiați mâinile, picioarele, mai degrabă să intrați ciungi, orbi în împărăție, decât să vă duceți în ghenă cu... Da, și o atitudine paradoxală. Stau și mă gândesc ce ar fi să aplicăm literal această învățătură astăzi. Da? Să înțeleg că dacă nu rezolv problema... Sigur, vorbim aici de sensul spiritual, nu tăiem mâna, nu scoatem ochiul. Dacă nu rezolvăm problema, ajungem în iad. Da? Dacă nu scot ochiul și nu scot... Vorbea Domnul Hristos aici cumva de un iad veșnic în care ard. Vrea Iisus să ne sperie cu această modalitate de a aborda lucrurile. Taieți ochiul, scoateți ochiul, taieți urechea ca să... Mutilarea nu este o soluție. Domnul Hristos nu folosește niciodată metoda fricii. Domnul Hristos folosește această expresie și aș vrea să o evidențiez în fața ascultătorilor noștri. Spune: dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine. Deci, mare grijă la felul cum ne raportăm unii la alții. Mare grijă la influența pe care o avem unii față de alții. Mare grijă la cuvintele pe care le folosesc, pentru că aceste cuvinte lasă urme unde? În viața ta. Mare grijă la gesturile, la faptele noastre, pentru că ceea ce fac în jurul tău, pe tine te afectează. Și atunci Domnul Hristos vine și zice: dacă ești neglijent, asta este logica lucrurilor. Ar fi mai bine să se întâmple treaba asta. Dar tu învață lecția. Care? Nu mergi prin viață dezordonat. Mergi atent. În sensul că tu trebuie să știi că față de soția ta trebuie să ai cuvinte de apreciere, de tandrețe. Față de copiii tăi trebuie să ai cuvinte de speranță, de iubire, de dragoste, de încredere. Când vii și te întâlnești cu frații tăi, cu surorile tale la biserică, trebuie să ai cuvinte care să construiască în ei. Împreună mergem către ceruri. Da, mulțumesc, Robert. Deci, oameni buni, când vorbim despre chestiunea aceasta, eu întotdeauna sunt uimit să vedem cât de ușor noi valorăm lucrurile după cum ne convine nouă. Adică, ce înseamnă să fii radical? Că Iisus aici este nu radical, este extremist. Cu privire la ce? Cu privire la păcat. Nu mâna este problema, nu piciorul, nu ochiul. Problema este ADN-ul nostru. Noi suntem păcătoși, îl avem în ADN. Și atunci îi spune: nu, păcatul nu poate să intre în cerul, pentru că acolo unde este păcat lipsește armonia. Și pentru ca să existe armonie în univers, păcatul și păcătoșii și autorul păcatului trebuie să fie distruși. Și acesta este infernul, acesta este iadul la care v-ați referit. Va veni un moment în istoria acestui pământ când Hristos va veni și va trimite foc asupra acestui pământ, care va arde împreună cu toți păcătoșii care nu s-au pocăit și împreună cu Satana, exact cum spune Maleah, rădăcină și ramură. Iar după ce s-a terminat focul, pentru că focul va dura atât timp cât există o materie care arde, exact cum bagi un lemn în foc, când lemnul s-a terminat, s-a stins focul. La fel se va stinge, iadul nu este veșnic, consecințele lui sunt veșnice pentru aceia care au respins și în cazul acesta Dumnezeu va putea să reinstaureze armonia. Acum, așa cum a spus foarte bine Robert, dragii mei, problema unde este? Problema este că noi nu înțelegem ce este păcatul. Noi încă ne mai jucăm cu păcatul. Noi nu înțelegem ce l-a costat pe Dumnezeu.
Și noi nu înțelegem că dacă nu rezolvăm, sau mai bine, dacă nu permitem lui Dumnezeu să rezolve această chestiune a păcatului în viața noastră, nici nu suntem fericiți pe pământul acesta, nici nu mergem la cer. De aceea să rugăm pe Domnul să ne dea înțelepciune biblică cu privire la acest aspect. Mă bucur că în emisiunea de astăzi am încercat să scoatem din toate acțiunile paradoxale ale Domnului Hristos o învățătură, și anume Hristos are metode divine diferite, care uneori mie mi se par ciudate, dar metodele acelea sunt mântuitoare pentru mine dacă le accept, îl las pe Dumnezeu să lucreze în mine în felul acesta. Mulțumesc, Robert, mulțumesc, Adrian, pentru că ne-ați condus în studiul acesta. Haideți să vedem ce facem cu instructorii. Suntem la pilula instructorului și se spune, cel puțin în Biserica Adventistă de ziua 7-a, se spune lucrul acesta, probabil că și alte confesiuni religioase ar putea prelua această idee, că școala de sabat este inima bisericii, este inima comunității. Și asta vis-a-vis de constatarea care se face în ultima vreme că inima e bolnavă. Este vorba de acea hipotensiune, da? Inima este bolnavă, bate foarte slab. Sunt unele artificii prin care uneori noi încercăm să dinamizăm școala de sabat, să facem ca ea să fie vindecată. Și unul din aceste artificii se sugerează că ar fi rotirea instructorilor. Să iau instructorul de la grupa asta, să-l duc la... și fiecare instructor să treacă pe la mai multe grupe. Vedeți de bine această rotirea instructorilor? Care sunt avantajele și care sunt dezavantajele? Mă gândesc la o grupă care a avut un instructor care a închegat anumite relații, să le iei de acolo, să-l duci la altă grupă. Mă gândesc la altă grupă care n-a avut un instructor atât de bun și abia așteaptă să primească ceva mai bun. Cum vedeți lucrurile? Păi când schimbăm instructorul, este o metodă omenească care are avantajele ei și dezavantajele ei. Gândește-te dacă este un instructor carismatic, când se mută de la o grupă la alta, jumătate din grupa pe care a avut-o trimestrul ăsta, ce face? Vine cu el la cealaltă grupă. Am rezolvat ceva? Nu am rezolvat nimic. Acum, dacă la această grupă lucrurile s-au făcut bine și în urma lui au apărut 2-3 persoane sau una care să-și dorească să fie instructor, păi hai să mutăm instructorul acesta de aici pentru că are harul ăsta ca să scoată viitor lider, viitor instructor. Și atunci îl mutăm la grupa aceasta. Dar grupa, indiferent de instructorul care va veni în fața ei, va trebui să meargă pe aceeași dinamică. Da, grupa merge funcție de dinamica pe care o trasează instructorul. Nu toate bisericile au aceeași dinamică și nu toate grupurile sunt aceleași. Iar schimbarea de dragul schimbării este aberantă. Adică, hai să schimbăm, să schimbăm. Să schimbăm, da, cum a spus foarte bine Robin, în ce condiții? Pentru că instructorul este pastorul grupei lui. Și pastorul grupei lui are grijă de ai lui și în momentul în care el a creat ucenici, ar trebui să aibă sau poate are, și din aceea se ridică alții care pot fi instructori, el poate merge la altă grupă cu același intenție de a zidi, de a crea o grupă și de a scoate de acolo instructori. Acesta este principiul biblic. Deci eu nu mă schimb, de dragul de a mă schimba. Frații mei, ai fost la grupa aia, acum te coro. Asta nu are niciun sens. Ceea ce are sens să fie o schimbare intențională în momentul în care misiunea mea la grupul acesta s-a terminat. S-a dus Pavel, a înființat o biserică aici, a lăsat-o cu prezbiterii, a plecat mai departe și așa mai... Așa. Acesta este principiul Bibliei. Acum, schimbarea de a face schimbări pentru că asta este... sau că avem noi idei revoluționare, nu funcționează decât în momentul în care există, așa cum am spus... Se creează nevoie. Se creează o nevoie și se face în urma urmării unui principiu Bibliei. Metoda omenească nu aduce răspunsuri la toate problemele. Îmi vine în minte, vorbea Adrian, puneai întrebarea, este versetul ăla din Proverbe care spune: fiule, dă-mi inima ta. Dacă instructorul și membrul dă inima Domnului Hristos, inima asta, școala de sabat, va câștiga în calitate, va funcționa mult mai bine. Dar decât metoda omenească, nu, mulțumesc, nu doresc.
Da. Am ajuns la momentul în care să punem punct emisiunii noastre. Mulțumesc, Robert, mulțumesc, Adrian, pentru modul în care Duhul lui Dumnezeu v-a folosit. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne învață lecții extraordinare, lecții de care avem nevoie. Să nu uităm tematica acestei lecții, și anume Hristos vrea să-L urmăm, să luăm crucea în sensul să acceptăm prezența Lui în viața noastră, tratamentul Lui, fie că uneori nu ne pare prea convenabil acest tratament pe care ne-l aplică Dumnezeu, dar o face spre binele nostru și o face pentru salvarea noastră și pentru că vrea să ne aibă cu El în eternitate. Prieteni, până la următoarea noastră întâlnire, la revedere, toate bune, pe curând!